Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Berbec. Hai să vedem care sunt mesajele pentru berbeci, pentru luna august, pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Interesant. În primul rând aici pe partea de dragoste, pentru berbeci a apărut temperanța, arcana majoră care în tarot reprezintă zodia săgetătorului. Prin urmare, dacă voi aveți anumite plasamente planetare importante în săgetător sau dacă aveți un săgetător în viața voastră, această etalare va fi foarte importantă pentru voi, mai ales pentru că în acest set de cărți pe care îl folosim în etalarea aceasta lunară, aici vedeți temperanța este combinată cu energia de 2 de cupe, cu energia de suflet pereche, de balanță, de echilibru, de două persoane care se completează întru totul și acolo unde unul dintre parteneri este prea impulsiv sau prea agresiv sau acolo unde o persoană are minusuri, vine partenerul sau partenera sa să completeze ecuația și să aducă echilibrul în această relație. Hai să clarificăm această carte atât de frumoasă aici pe partea de dragoste, această energie de suflet pereche, cum se clarifică pentru nativii din berbec. Avem 7 de bâte, 5 de cupe, regele de cupe. Bun, aici încep să se clarifice puțin lucrurile pentru berbeci. Primul rând, 7 de bâte ne arată că una dintre cele două persoane din această relație sau din această potențială relație, dacă sunteți singuri, dacă încă nu v-ați găsit alesul sau aleasa inimii, în orice caz aici una dintre persoanele din această ecuație este foarte, foarte încăpățânată și nu vrea de nicio culoare să renunțe la anumite gânduri, la anumite obiceiuri, la un comportament sau la niște vicii, poate chiar, de ce nu. Și cu 5-ul de cupe vedem că cealaltă persoană din această ecuație este foarte, foarte nemulțumită de această intransigență, de această încăpățânare a partenerului sau a partenerei, dacă sunteți într-o relație stabilă, sau a persoanei cu care discută, dacă de-abia acum sunteți în etapele de inițiere a unei posibile relații. Și este destul de trist că au apărut aceste cărți, pentru că potențialul este unul foarte mare, este unul foarte frumos. Potențialul este aici de 2 de cupe, de o relație de tip suflet pereche, de o relație pe termen lung, care poate să ducă chiar către căsătorie, către stabilirea unei familii. Sau dacă sunteți deja căsătoriți cu această persoană, aici vedem că potențialul este foarte frumos să aveți o relație echilibrată, o relație frumoasă, să fiți foarte împliniți din această relație. Doar că aici încăpățânarea unuia și nemulțumirea altuia aduc probleme. Soluția este aici la regele de cupe. Soluția este să comunicați cu partenerul sau partenera voastră și să fiți strategici în comunicare, să vă plănuiți dinainte ce vreți să spuneți, cum vreți să spuneți, să întruchipați aici această energie de înțelepciune care vine atât din înțelegerea nevoilor emoționale ale persoanei cu care aveți discutat, cât și a nevoilor spirituale ale acestei persoane. Aici adoptați pilda regelui Solomon, întruchipați această înțelepciune, fiți atenți cum învârtiți situația astfel încât lucrurile să iasă în favoarea voastră, fiindcă potențialul de la baza acestei etalări este unul foarte mare, foarte frumos. Doar că va trebui de-a lungul lunii august să treceți peste aceste hopuri, peste această încăpățânare, peste această nemulțumire, dar văd că dacă sunteți dispuși să depuneți efortul necesar, dacă reușiți să vă țineți puțin temperamentul în frâu, pentru că berbecii sunt cunoscuți ca fiind așa foarte iuți, foarte ageri la mânie, dacă reușiți să întruchipați energia acestui rege de cupe, să fiți mai calmi,
să nu lăsați să se vadă la suprafață toate emoțiile care se răscolesc în interiorul vostru și dacă reușiți să vorbiți și să acționați doar după ce ați trecut prin aceste filtre și v-ați calculat foarte atent cuvintele și pașii, lucrurile o să iasă în favoarea voastră și o să obțineți pe partea de dragoste exact ceea ce vă doriți, relația perfectă, partenerul ideal, tot ce vă puteți dori aici este la îndemâna voastră. Mai departe, în privința sănătății, avem aici lumea, o arcană majoră foarte frumoasă, chiar interesant, văd că pentru berbeci pe toate cele trei poziții în luna august au ieșit doar arcane majore, așa că tind să spun că va fi o lună foarte, foarte importantă pentru voi. Aici pe partea de sănătate cu lumea și asul de monede, da, pentru că această carte combină în interiorul ei simbolismul a două cărți din setul tradițional de tarot. Aici vedem că o să reușiți să obțineți mai mult echilibru și o să reușiți să vă relaxați în luna august. Dacă v-ați planificat un concediu, poate chiar în străinătate, văd că luna august este momentul ideal pentru voi, veți putea călători și această excursie o să fie exact ceea ce aveți voi nevoie acum ca să vă reîncărcați bateriile și să puteți să o scoateți la capăt cumva într-un mod mai echilibrat, mai frumos, mai armonios până la finalul anului 2021. Mare atenție că aici în aceste călătorii s-ar putea să scoateți niște bănuți suplimentari din buzunar, poate chiar mai mult decât v-ați planificat, dar dacă plecați cu această mentalitate de pace, de echilibru, dacă sunteți deschiși la minte pentru orice s-ar putea să se întâmple în acest concediu, o să puteți să vă și relaxați, o să puteți să profitați la maxim de această lună. Dacă pentru voi nu se aplică partea cu concediu, atunci această arcană majoră vorbește despre nevoia de a vă reîntoarce în natură. Încercați în luna august, dacă puteți chiar în fiecare weekend să petreceți timp în natură, mergeți la picnic, mergeți la pescuit, mergeți pe munte, mergeți la mare, unde puteți voi să ieșiți puțin în natură și așa o să vă aduceți mai mult echilibru, mai multă armonie în viața voastră. Hai să clarificăm partea de sănătate pentru berbeci, pentru luna august. Ok. Interesant. Vedem că și pentru voi sănătatea cumva e legată aici iarăși de partea de dragoste. Oarecum vă influențează problemele din cuplu, vă influențează într-un fel sau altul sănătatea. Vă fac poate mai anxioși sau dacă lucrurile merg bine vă fac mai calmi. Dacă lucrurile merg rău sunteți mai stresați, mai nervoși, vă crește tensiunea, vă scade glicemia, în fine aveți tot felul de astfel de probleme. Și aici e important să păstrați liniștea în familie, să păstrați echilibru în viața voastră dacă vreți să vă simțiți bine în această lună. Cu cavalerul de monede vedem că lucrurile o să evolueze încet în luna august, ceea ce pe de o parte e bine, fiindcă dacă suferiți deja de o boală cronică, măcar știți că în luna august nu o să se deterioreze starea voastră de sănătate. Dar dacă, în schimb, sunteți la dietă sau ați început ceva tratament, mai ales dacă e vorba aici de ceva tratamente alternative sau naturiste, să nu vă așteptați la rezultate miraculoase, în luna august nu o să se întâmple mare lucru, nu o să se miște mare lucru. Cu regina de săbii, văd că este important în luna august să nu luați tratamente după ureche, să nu vă auto-administrați medicamente, tot timpul să cereți sfatul medicului, sfatul specialistului și încă o dată același avertisment pe care vi l-am mai spus, să vă păstrați calmul, să nu vă enervați, să nu vă stresați, pentru că aici în luna august vă puteți face singur rău cu mâna voastră prin faptul că vă agitați pe tot felul de teme care, la urma urmei, sunt minore, nu sunt importante și dacă ați mai lăsat lucrurile să treacă, ați fi per total mai fericiți. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, avem aici o carte foarte frumoasă pe luna august, e vorba de Magicianul combinat cu energia Regelui de Bâte, o carte care ne vorbește despre transformări spectaculoase. Dar, iarăși mare atenție, și aici lucrurile vi le faceți singuri, cu mâna voastră.
Magicianul ne arată că este în puterea voastră să aduceți în cariera voastră, în studiile voastre, în traiectoria voastră financiară, în viață, schimbările pe care vi le doriți. Aici nu o să vină nimeni să vă dea pe tavă promovarea sau jobul sau nota pe care o vreți, aici trebuie să depuneți voi efort. Și pentru că această carte este combinată cu energia regelui de bâte, e clar, e 100% clar că voi trebuie să acționați. Voi trebuie să faceți ceva activ ca să obțineți ceea ce vă doriți. Partea pozitivă este că șansele sunt 99,9% că o să obțineți acel lucru. Doar voi vă puteți sabota aici să nu obțineți ceea ce vă doriți. Aveți toate uneltele la îndemână și știți ce aveți de făcut. Nici nu aveți nevoie de mine aici ca să vă explic ce aveți de făcut ca să obțineți ceea ce vă doriți în carieră. Hai să clarificăm totuși această carte pentru nativii din Berbec. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Uită că temperanța a ieșit de două ori, doiul de cupe a ieșit de două ori și avem și doi regi în această etalare. O să fie o lună foarte frumoasă pentru berbeci. Aici, pe partea de afaceri, bani și carieră, cu regele de săbii, trebuie să fiți foarte calculați, să vă faceți un plan pe termen lung, da? Nu doar pe termen scurt, nu doar o listă de activități pe care trebuie să le faceți zi de zi. Aici faceți-vă planul pe următorii 3 ani, pe următorii 5 ani, pe următorii 10 ani și fiți foarte strategici atunci când vă calculați mișcările. De asemenea, când vă faceți acest plan, asigurați-vă că sunteți temperați, că sunteți cumpătați, că vă impuneți țeluri pe care le și puteți atinge realistic. Poate că ar fi bine aici să luați sfatul unui săgetător. Și, bineînțeles, nu uitați să vă mai și distrați. Aici, cu treiul de cupe, văd că o să aveți foarte multe șanse de promovare, de măriri de salari, de a atrage noi clienți, de a vă mări network-ul, de a vă mări plaja de cunoștințe, dacă vă mai și relaxați în luna august. E important să vă canalizați efortul și pe această parte a carierei voastre, de a vă crea cunoștințe, relații, de a socializa cu oameni din același domeniu cu voi, de a împărtăși experiențe cu aceste persoane. Și dacă cumva sunteți project manager și aveți probleme, echipa nu se înțelege, echipa nu e sudată, nu dau rezultate, nu dau randament așa cum v-ați aștepta, aici răspunsul este team building, ieșiți în oraș cu toată echipa, ajutați-i să se relaxeze, să se cunoască și o să vedeți că o să colaboreze mult, mult mai bine în viitor. Și înainte să finalizăm etalarea, vreau să vă las și cu un card din aceste cărți Oracol Puterea Gândului, cu un gând frumos pentru luna august, un mesaj la care puteți să reveniți ori de câte ori aveți nevoie de ghidare suplimentară în această lună. Pentru voi mesajul este: trecutul s-a dus. Aceasta este o nouă zi, una pe care n-am mai trăit-o niciodată. Mă aflu în prezent și mă bucur de fiecare clipă. Un mesaj foarte frumos, care vine să completeze această etalare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în etalările zilnice și cu toate celelalte surprize pe care vi le-am pregătit pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!